Salutări și bine v-am găsit la începutul unei noi serii de pe canal, sau cel puțin o posibilă serie. Astăzi vom începe o serie în care comentez echipele abonaților de pe FIFA 21, așa că dacă vreți să continui această serie, lăsați un like acolo, hai să strângem 1500 de like-uri și dacă vreți să apareți și voi în episodul următor, trebuie să-mi trimiteți o poză pe Facebook. Aveți linkul în descriere și trebuie să fie o poză direct din joc, cum este poza aceasta. De preferat să fie o calitate mai mare, pentru că o să vedeți în clip că unele poze sunt la calitate mai mică. Nu uitați de asemenea să vă și abonați, suntem aproape de 45.000 de abonați. Și hai să trecem, frate, la echipe. Prima echipă este a lui ZZ Andrei. Are buget de 150.000, joacă pe PS4, dacă nu mă înșel. Și hai să-i luăm la rând, frate. Apărarea arată fantastic, nu aș schimba nimic la apărare. Cei doi fundași centrali i-am și eu și părerea mea că o să pot să-i ții cel puțin până în noiembrie-decembrie lejer. Sunt unii dintre cei mai OP fundași, Eder Militao și Diego Carlos. Partea stângă e destul de decentă, Asufat este ok. Și am ales aici câteva schimbări. Păi în primul rând îl avem pe Mares pe partea dreaptă, l-aș schimba pe Adama Traoré. L-aș pune pe Mares, face link și cu Jesus Verde. Singura chestie că o să aibă Semedo, doar 7 chime, dar rest costă undeva la 40.000 pe PlayStation 4 și îți mai rămân 110.000 pe care îi poți da pe Havertz în locul lui Ziyech. Ziyech nu mi se pare cine știe ce, Havertz este mult peste. Probabil pe Ziyech îl joci Tchame. Te-ai sfătuit să-l iei pe Havertz în locul acestuia. Havertz costă undeva la 110.000, deci te încadrezi perfect în buget ca să cumperi acești doi jucători. Și pe Cancelo poți să-l mai cumperi, îl vinzi pe Semedo, lei pe Cancelo. Cred că merge această chestie în caz că nu e untradeable Semedo. Dacă nu, poți să strângi bani pe viitor să-l iei pe Cancelo. Trecem la următoarea echipă, băieți. Avem doar 5 echipe, nu ați trimis foarte mulți echipe și cei care au trimis, s-au trimis de pe web. Da, se vede foarte prost această echipă, din păcate e foarte slabă calitativ poza, apărarea, să fiu sincer, destul de slabă. Chiar dacă are Shadow Thiago Silva, e destul de lent, însă nu o să schimbăm pe Thiago Silva și nici pe Tomori, nu o să schimbăm nimic din apărare, o să schimbăm atacul, contrar vorbelor pe care le-am avut mai devreme. Uite, mă uit la Bernard ăla de 78, mi se pare că nu e ce trebuie, este destul de slab, n-are strength, așa că te-ai sfătuit să-l iei pe Kingsley Coman, costă 26.000. Kingsley Coman se potrivește perfect pentru că face chimie și cu Fekir și cu Digne, pentru că este francez. Este o variantă bună, are pace, are dribbling, shooting, nu are cine știe ce, însă chiar e bun acolo pe partea stângă. Și mai pot să schimb, de exemplu, atacantul care este Morales. Poți merge pe un atacant de asemenea din La Liga și te-ai sfătui să-l iei pe Iago Aspas, care are niște stats-uri destul de decente, cred eu că este mult mai bun decât Morales. Bugetul este doar de 40.000 și cam atât am putut să spun la acest buget. Pe viitor te-ai sfătui să schimbi fundașul central și anume Thiago Silva și pe mijlocașul central care este Gbamin. Și poți să schimbi și fundașul dreapta, sunt multe variante pe care poți să le faci la această echipă. Mai departe mergem la următoarea echipă, aceasta poză se vede bine, spre deosebire de cea de mai devreme, o puteți vedea și pe full screen. Avem echipa lui Dragoș Ciurea, echipă care chiar arată bine, pot spune, mulți jucători OP în această echipă, însă este loc și de schimbări aici. În primul rând te-ai sfătuit să schimbi mijlocul și anume pe Gbamin și pe Ndombele. În locul lui Gbamin poți să-l iei pe Ndidi acolo, îl schimbi pe Rodrigo cu Ndidi și o să aibă amândoi chimie pentru că Rodrigo e spaniol și face cu Portu. Îl bași pe Ndidi acolo, e foarte bun ca mijlocaj defensiv, are defending și are physical foarte mare, îi bagi un shadow și are și viteză. Iar ca un mijlocaj central care să facă atât faza defensivă cât și faza ofensivă poți să-l iei pe Fred. Deși nu pare cine știe ce, crede-mă că în joc e extraordinar de bun, îl am și eu la echipă. E bun pe recuperări, e bun pe atac, are 4 stele skill moves dacă nu mă înșel. E ce trebuie Fred acolo. Și mai poți schimba și fundașul central. Îl poți adăuga pe Eder Militao care costă 37.000. Fred era 38, Ndidi era 28 în caz că am uitat să spun. Sigur am uitat să spun. Iar cu acești 3 jucători îți poți schimba complet echipa și se încadrează în acest buget de 100.000 sau poate îl depășește puțin, nu știu. A, da, și îmi place că l-ai făcut pe atacantul ăla. Nu merita.
Mai departe, trecem la echipa numărul 4, echipă a lui Bogdan. Bogdan este un prieten de-al meu, salut Bogdan. Bă, are o echipă destul de decentă, i-a picat Suarez ăsta 88, once to watch, din pack-ul acela untradeable. O echipă de La Liga, per total, doar că eu vreau să o schimb și vreau să o schimb să-i adaug 2 jucători din Premier League. Apărarea este bună, Militao, Sergio Ramos, Jordi Alba. Însă o să-l schimbăm pe Carvajal și pe Porto, pe partea dreaptă. Cei doi mi se par verigile slabe ale echipei. Poți să mergi pe un 4-5-1 înainte să înceapă meciul pentru a avea chimie, iar pe partea dreaptă poți să adaugi un Mahrez și un Walker. Mahrez costă 37.000, Walker 130.000. Mahrez, dacă îi bagi un Hunter, rupe efectiv tot, l-am eu la echipă și e genial. Iar Walker poți să-l ții până la finalul jocului, îi dă și chimie lui Mahrez ca să aibă amândoi 10. Cu 4-5-1 poți să faci chimie cu toată echipa asta, trebuie doar să schimbi formația și poți să ai formația asta în joc după. Mergem la ultima echipă, băieți. Din nou se vede foarte, foarte prost, n-avem ce să facem. Echipa asta arată bine, are aceeași apărare cu Diego Carlos și Eder Militao. Echipa lui Alexandru Ionuț, buget 42.000, mi-a spus că vrea să schimbe doar fundașul stânga. Sincer, nu ai prea multe opțiuni pe partea stângă în Spania. Îl ai pe Iuri, care e destul de ieftin, însă eu, dacă aș fi, aș merge aici cu Jordi Alba, costă undeva la 45.000 pe PC, platforma pe care el joacă. Desigur, dacă avea mai mulți bani, l-aș fi pus pe Mendy, însă în acest buget doar pe Jordi Alba poți să-l pui să se încadreze în această echipă. A schimbat de asemenea, sincer, și mijlocul ăla care e foarte lent, însă omul mi-a spus că vrea să schimbe doar fundașul stânga. Cam acesta este videoclipul, nu uita să-mi trimiteți poze pe Facebook la o calitate cât mai bună și să fie pozele din joc, nu de pe companion. Fix cum este poza aceasta, doar că nu calitatea e, desigur. Trebuie să-mi scrieți acolo și bugetul, platforma pe care sunteți și o să încerc eu să fac niște schimbări pentru voi. Sper că v-a plăcut, like acolo dacă vreți să continue seria, 1500 de like-uri, subscribe deoarece mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat!